Bine v-am reîntâlnit la un nou video în care vreau să vă prezint cum poți verifica o bujie incandescentă nouă, cumpărată, dacă este bună sau nu. Foarte mulți m-au întrebat, domnule, ce bujie să cumpăr? Am luat bujie nouă și nu este bună. Acum, un prieten de-al meu a cumpărat o bujie nouă, un bazin de motorină și a cumpărat furtunul și am zis să improvizăm o metodă simplă de verificare. Am conectat un fir pentru tensiunea 12V la electromotor, am pus un furtun de la bazin la bujie, bujia este nouă, acum introducem motorina în bazin, vedeți că e plin. Scoatem aerul. Scoatem aerul de pe furtun. Avem motorină în bazin. Și-l conectăm la masă să vedem ce se întâmplă. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece. Deci funcționează. Bujia are în interior o supapă termică. În momentul când se roșește rezistența, se deschide și va deschide motorina la rezistență care va lua foc. O altă metodă mai simplă este legarea bujiei direct la cablul de la tractor. După ce am montat bazinul ca să fac prezentarea, îl cuplăm în filtru, îl cuplăm la firul la bujie. Să vedem unde găsim, e cam pericol că din cauza asta n-am încercat să nu rup firul, că e foarte frig, să nu rupem firul, că e foarte frig. Să vedem, aici avem masă, pune contactul pe starter, pe încălzire, avem curent. Dar aici ai problema că nu prea poți face masa ca lumea. Am montat bujia pe galeria la tractor, la admisie. Să facem proba, să vedem cum
executăm o pornire la rece, la minus 3 grade. 7 decembrie 2017. Punem starterul pe încălzit.